Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Pixel Albastru. Avem o seară frumoasă de miercuri, o seară în care avem suficiente subiecte interesante pentru dumneavoastră. O să încep cu unul din zona textelor care apar pe toate platformele de știri naționale, sau nu chiar pe toate, dar oricum apare pe Mediafax și pe gândul.info, ceea ce e suficient, ca să spunem așa. Poate sunt cele mai serioase platforme de știri, cel puțin cele care au cele mai multe actualizări în timp real din țară. Și subiectul pe care astăzi vreau să-l aduc în discuție sună cam în felul următor. Biserica Ortodoxă Română a prezentat astăzi raportul de activitate pe anul 2013. A cheltuit peste 80 de milioane de lei noi pentru activități filantropice în anul 2013. Ei bine, pentru cei dintre dumneavoastră care cârteați sau care continuați să cârtiți Biserica Ortodoxă Română, care mereu vă place să spuneți că preoții sunt corupți, preoții mereu acționează împotriva poporului, umblă numai după bani, își fac vile și case care mai frumoase, fără să le pese de poporul acesta și de suferința din popor. Acest articol pe care îl citim aici pe mediafax.ro, vă sugerez să intrați și dumneavoastră să-l citiți în întregime, vă contrazice pe dumneavoastră întru totul, pentru că arată că acest colos numit Biserica Ortodoxă Română, dacă îl putem numi așa un colos, pentru că în interiorul lui funcționează ca un adevărat mecanism industrial, îi putem spune și așa, cu îngăduința divină, acest colos, așa cum spuneam mai înainte, este cu adevărat un mecanism care ajută oamenii din toate categoriile sociale, oamenii aflați în nevoie. Da, haideți să vă citesc câteva date și mai departe vă las pe dumneavoastră să judecați situația. Bilanțul pe 2013 al Bisericii a fost prezentat astăzi la Palatul Patriarhiei în Adunarea Națională Bisericească. Membrii Adunării Naționale Bisericești, este vorba de ierarhii Sfântului Sinod și câte trei reprezentanți din fiecare eparhie, un cleric și câte doi mireni, au examinat și aprobat raportul general al Consiliului Național Bisericesc asupra activității Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2013. Haideți să vedeți date concrete. Anul trecut au beneficiat de asistență socială de specialitate peste 22.000 de copii. Mai exact, 22.945 de copii. Asta, dacă am pune la numărul de locuitori al orașului Pașcani, ar însemna că peste jumătate din locuitorii Pașcanului, în copii, măsurați în copii, au beneficiat de ajutor din partea Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2013. Vedeți, este un număr destul de mare, destul de consistent de copii care au primit ajutor. Nu e vorba de câteva sute, câteva mii, este vorba până la urmă de câteva zeci de mii, chiar 23 de mii aproape. Este vorba de familii sărace sau cu părinți aflați la muncă în străinătate. Acești copii acestora au primit ajutor. Apoi mai avem 4.920 de persoane cu dizabilități. Deci aproape 5.000 de persoane cu dizabilități au primit ajutor din partea bisericii. Este vorba de persoane cu deficiențe de vorbire, deficiențe de auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe și persoane infectate cu HIV-SIDA. Apoi mai vorbim și despre peste 15.000 de persoane, atenție, peste 15.000 de persoane vârstnice din așezăminte de protecție socială bisericești, din centre sociale de tranzit, și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și cu grave probleme de sănătate. Nu? Când credeam că toată lumea îi uită pe bătrânii acestui secol, iată că Biserica Ortodoxă Română nu îi uită. Bine, nu putem să credem că Biserica îi ajută pe toți, cu siguranță nici n-au resursele necesare și nici n-au mecanismele necesare pentru a-i putea îngloba pe toți, dar vedeți, peste 15.000 de bătrâni au fost ajutați, mângâiați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2013. Mai apoi, peste 13.000 de persoane, mai exact 13.110 victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați. Mă gândeam la deținuții politici din perioada 48-65. Nu e cazul. Pe aceia, din nefericire, nu i-a protejat Biserica Ortodoxă Română sau, dacă i-a protejat mult prea puțin după ce au ieșit din închisoare. Dar acum pare să-și spele păcatele din vremea aceea, Biserica, sau unele păcate, să le spunem așa. Nu vreau eu să-mi dau cu părerea prea mult în privința acelei perioade de timp. E o perioadă
destul de neagră din istoria poporului român, dar au trecut mai bine de 50 de ani de atunci. Vorbim acum de anul 2013. Iată, cum vă spuneam, peste 13.100, peste 13.000 de victime ale traficului de persoane, deținuți eliberați din închisori, victime ale calamităților naturale, șomeri, au fost ajutați de Biserica Ortodoxă Română în acest an trecut. Apoi, 5.650 de persoane din alte categorii sociale defavorizate au fost ajutate tot de biserică în acest an 2013. După cum vedeți, stimați spectatori, Biserica Ortodoxă Română, foarte mulți de dumneavoastră probabil credeți toate materialele care apar în presă, pentru că apar în fiecare an diverse afaceri ale preoților prin nu știu ce județe, diverse afaceri ale Patriarhiei Române, ale Mitropoliei, nu? Spălătorii, vedeam curățătorii, hoteluri și așa mai departe. Activități din care este un profit potrivit surselor media uriaș. Ori e adevărat, uneori ies profituri foarte mari, adevărat, dacă punem pe un an de zile, așa, pe o perioadă mare. Însă trebuie să ne gândim că peste 80 de milioane de lei noi, mai adăugați și dumneavoastră acum 4 zerouri la 80 de milioane de lei noi și vedeți că vă iese o sumă așa de vreo 4 bilioane de lei sau ceva în genul ăsta, aproape o sumă astronomică de lei vechi cheltuiți de Biserica Ortodoxă sau 80 de miliarde, ceva în genul ăsta de lei vechi cheltuiți de Biserica Ortodoxă Română pentru ajutarea celor necăjiți sau celor aflați în nevoie, mai bine spus, pe anul 2013. Și nu se oprește aici. Biserica desfășoară o activitate continuă de ajutorare a semenilor aflați în suferință și pe anul 2014 și pe 2015 și până la sfârșitul veacurilor. Să sperăm că biserica va rămâne un sprijin pentru cei aflați în nevoie. Până la urmă, eu sunt ferm convins că pe fiecare dintre noi aflați la un moment dat în nevoie, biserica ne ajută, dar este și o condiție pentru ca biserica să ne ajute, pentru ca preoții, reprezentanții, ierarhii bisericii să ne ajute într-o anumită problemă pe care o putem avea. Eu chiar am avut una săptămânile trecute și am apelat la biserică și vă spun sincer că m-au ajutat foarte mult oamenii bisericii, fără să pună prea multe întrebări. De aceea, toate aceste prejudecăți care există în societatea actuală la ora aceasta, sau nu neapărat prejudecăți, dar toate aceste rele voințe de a încerca să discrediteze Biserica Ortodoxă Română și de a o terfeli așa într-un noroi specific scandalurilor care sunt în presă în anul 2014, dar care au fost poate încă de la Revoluție încoace. Până la urmă, mileniul 3 prin asta e caracterizat, prin foarte multă, să spun așa, relativizare a tuturor valorilor, a tuturor virtuților, a tuturor lucrurilor certe pe care le avem. Nu mai avem nimic cert, totul e relativizat, totul este așa un haos și de aceea ne place să terfelim și Biserica Ortodoxă Română, poate singura instituție în care oamenii, românii, mai cred cu adevărat, pe lângă armată, bine, dar armata știți foarte bine că este comandată de, este în subordinea președintelui, până la urmă, la nivelul cel mai înalt. De aceea, dacă nu ai încredere în președinte, până la urmă nu poți să ai încredere nici în armată. Dar dacă ai încredere în Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și implicit în preotul tău de la parohie, ai încredere în această instituție numită Biserica Ortodoxă Română, care nu este doar o instituție, evident că este o instituție la modul social, economic, pentru că desfășoară diferite activități, este înregistrată mecanismele acestei societăți, însă ea este mult mai mult decât o instituție, ea până la urmă rămâne casa Mântuitorului Hristos, care prin această formă numită biserică, o formă pământească, până la urmă a trebuit să existe și o astfel de formă, a vrut de fapt să ne cuprindă pe toți sub aripile sale, sub brațele sale extrem de lungi. Vorbesc metaforic acum pentru cei care mă urmăresc mai greu, sub brațele sale extrem de lungi a vrut să ne cuprindă pe toți, să ne îmbrăcișeze așa în chip simbolic, chiar de pe vremea când se afla pe cruce răstignit. Ori asta încerc să vă spun, stimați respiratori, biserica își depășește rolul de instituție. Este cu adevărat, nu putem spune că este o societate comercială, nu putem spune că este o instituție profit, non-profit. Putem spune că este o instituție, da, o instituție care cultivă valori, care cultivă virtuți, care cultivă bunătatea și spiritul, să spun așa, spiritul pozitiv al omului. Da, la modul social, la modul spiritual, eu cu tot o altă discuție în care nu mă bag, nu aș vrea eu să definez biserica, denumea biserica, de exemplu, dacă vreți un preot din Sibiu, Constantin,
îmi scapă numele lui acum exact, sunt destul de obosit în seara aceasta. E un preot din Sibiu care a venit în câteva conferințe aici la Casa de Cultură și el definea biserica ca fiind teascul în care fiecare credincios se zdrobește, pentru că numai din zdrobirea strugurelui, spunea el, poate ieși vinul cel bun. Acel vin care este de fapt pe placul Mântuitorului Iisus Hristos. Și de fapt biserica ar fi o adevărată taină în întregimea ei, prin care omul își zdrobește sufletul, sau mai bine spus, își zdrobește toate păcatele sale într-un fel de jertfă, în încercarea de a imita jertfa Mântuitorului, tocmai pentru a dobândi mila lui Iisus Hristos și a putea fi vrednic de împărăția cerurilor atunci când va fi cazul, adică când va trece la cele veșnice sau la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar așa cum vă spuneam, nu sunt eu în măsură să vorbesc despre lucrurile acestea, vorbesc și eu din auzit, ce am auzit de pe la unul, pe la altul, de pe la conferințele marilor teologi, de pe la conferințele lui Dan Puric, de la slujbele Sfintelor Liturghii la care încerc să particip în fiecare duminică și așa mai departe. Ideea este că la modul social, pentru că toată lumea vorbește de biserică la modul social, iată, avem dovada aici, un raport foarte clar pe care tindem să-l uităm pe parcursul anilor. Dacă odată vedem un scandal cu un preot care nu știu ce a făcut, deschide cartea la miezul nopții, nu știu prin ce localitate, există și astfel de cazuri, nu zic. Există și anomalii, ca în orice trup, nu? Există, tot timpul există câte o boală, câte o celulă care nu ascultă în trupul nostru. Da? În orice trup sănătos. Ei bine, așa există și în Biserica Ortodoxă Română. Anomalii pe aici, pe acolo, care, într-adevăr, terfelesc imaginea Bisericii Ortodoxe, dar, din punctul meu de vedere, o terfelesc numai pentru că noi tindem să exagerăm și să amplificăm un fenomen sau altul pe care îl citim sau îl auzim în presă, până la modul la care generalizăm complet lucrurile și spunem că Biserica Ortodoxă Română este o instituție care caută să obțină cât mai mult profit și preoții sunt niște oameni care nu se gândesc la credincioși și numai pentru bani sunt în lumea aceasta. Ori cred că acestea sunt lucruri la fel de grave de exprimat ca a te exprima ateu sau a te exprima că ești împotriva lui Dumnezeu sau că Dumnezeu nu există. Cam așa de grav este, cred eu, să te exprimi în astfel de afirmații împotriva Bisericii Ortodoxe Române, cu atât mai mult, stimați spectatori, repet, repet și iar repet, cu cât avem aici un raport foarte clar care ne spune negru pe alb câți oameni în nevoie a ajutat Biserica Ortodoxă Română în acest ultim an 2013. Eu cred că ar trebui să ne lase pe fiecare dintre noi fără cuvinte, de fiecare dată când vedem. E adevărat, derapaje din partea preoților, derapaje din partea, să spunem, unor credincioși dintr-o anumită zonă a țării, că există pe parcursul anilor astfel de derapaje. V-am spus că în orice trup sănătos există celule care nu răspund comenzilor organismului. Dar, la nivel global, cred eu, sau la nivel, să spunem, general, pentru Biserica Ortodoxă Română de aici, din țară, și din Republica Moldova, putem să o luăm și pe aceea, pentru că multe eparhii de acolo, din Moldova, țin de Patriarhia Română, fac ascultare de Patriarhul României. Ei bine, la nivelul acesta, general vorbind, cred că biserica este la nivel social, vă spun, repet, vorbim de nivelul social, nu mai vorbim de nivelul spiritual, acolo v-am dat un singur exemplu pe care îl știam și eu, dar la nivel social vorbim efectiv de o instituție care este extrem de benefică și care poate este instituția care ajută cel mai mult oameni în nevoie din această țară. Nu cred că statul român are atâtea pârghii și atât de multe mecanisme care să ajute oamenii în nevoie, așa cum are Biserica Ortodoxă Română. De fapt, nu că nu cred, sunt ferm convins de lucrul acesta. Vă spun cu certitudine, eu am absolvit studii în domeniul asistenței sociale, în perioada facultății, și vă pot spune vă spun cu toată încrederea, și dacă nu mă credeți, o puteți face și dumneavoastră pe cont propriu să cercetați, să vedeți că cel mai mare prestator de servicii de asistență socială din țara noastră nu este statul român, ci este Biserica Ortodoxă Română. Are niște pârghii și niște mecanisme de a interacționa cu omul și de a ajuta oamenii aflați în nevoie cu mult superioare statului român, care și el încearcă să-și facă treaba așa cum poate, dar de foarte multe ori anchetele sociale realizate de administrațiile locale, nu? Care până la urmă reprezintă statul român, sunt complet ineficiente față de acele adevărate anchete sociale pe care
preotul le face într-o parohie fără să fie nevoie să completeze hârtii, nu știu câte hârțoage birocratice care să dea un ajutor unui om. El își cunoaște foarte bine fiecare preot credincioși care vin la biserică și în măsura în care acei credincioși care vin la biserică sunt în nevoie sau unul din credincioși are o anumită problemă, de cele mai multe ori acea comunitate se coalizează în întregimea ei și ajută credinciosul respectiv să treacă peste acea greutate. De aceea, cred eu că putem afirma cu toată responsabilitatea că Biserica Ortodoxă Română, la nivel social, este o instituție absolut indispensabilă României actuale. Adică dacă ea nu ar exista, probabil că România actuală, așa cum o vedeți dumneavoastră, terfelită prin noroaiele scandalurilor politice de tot felul, cred că până la urmă s-ar diviza în 4-5 regiuni așa independente sau mai bine spus autonome și s-ar alege praful de popor român dacă această instituție nu ar coaliza-o până la urmă aproape într-un stil nevăzut această țară. Eu cred că o coalizează prin toate activitățile pe care le desfășoară, prin toate mesajele pe care le propagă, inclusiv prin Radio Trinitas și prin televiziunea aceasta Trinitas TV la nivel național, coalizează pe toți românii și îi face să fie mult mai responsabili și, până la urmă, mult mai atenți la nevoile aproapelui de lângă ei. Da, cu asta vreau să termin acest subiect, stimați respiratori, să nu credeți că fac prozelitism, nu, pur și simplu sunt niște constatări pe care le fac aici pe baza unor date pe care le am foarte exacte aici din raportul Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2013. V-am spus, vreți să le vedeți și dumneavoastră, intrați pe mediafax.ro, citiți acolo negru pe alb și vedeți mult mai multe informații decât v-am prezentat eu. Acum, trecând mai departe, vă vorbesc despre cetățenii Republicii Moldova. Aceștia au vești bune din partea Uniunii Europene, care pare să că dă undă verde liberalizării vizelor. Cel puțin așa a decis Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European, care a adoptat miercuri la Bruxelles, cu 45 de voturi pentru și 2 împotrivă, raportul privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii din Republica Moldova. Raportul urmează să fie supus în continuare votului, în plen, în a doua sesiune a lunii februarie. Potrivit acestui raport de liberalizare a vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova, această liberalizare ar putea efectiv fi aplicată începând cu sfârșitul lunii mai. Deci moldovenii nu mai au prea mult timp de așteptat. Este un lucru extraordinar pentru ei dacă de la finalul lunii mai toți moldovenii din Republica Moldova, pentru că și noi de aici, din zona asta, Pașcanului, tot moldovenii numim, dar vorbim acum de cei de peste Prut. Toți cei de peste Prut, chiar dacă nu au cetățenie română, de la sfârșitul lunii mai, cel mai probabil vor putea merge fără niciun fel de viză în Uniunea Europeană, în toată Uniunea Europeană, ceea ce este un lucru extrem de benefic pentru ei, cred, este un lucru mult așteptat de toți moldovenii din Republica Moldova, mai puțin de rusofonii care mai sunt pe acolo și care încă trag cu Vladimir Voronin, care mai sunt nostalgici de pe timpul comunismului de peste Prut, dar aceia sunt deja, cred eu, de o vârstă înaintată și nu mai au ei ce călătorii prin Uniunea Europeană, însă copiilor, nepoților și vorbim cu precădere și de alte categorii sociale mai tinere decât acei nostalgici, sunt ferm convins că sunt extrem de bucuroși la auzul acestei vești, cum că Uniunea Europeană este la un pas de a liberaliza vizele, de a liberaliza practic accesul lor în spațiul Uniunii Europene. Să ne bucurăm și noi odată cu ei, o să vă țin la curent cu privire la acest aspect, la finalul lunii mai, o să deschidem așa o șampanie aici în direct. Vă promit eu că iau o șampanie și beau cu dumneavoastră aici, în fața camerei, când oficial vom afla că moldovenii noștri de peste Prut au dreptul să călătorească liber, fără vize, în Uniunea Europeană. Pentru că ce înseamnă asta, de fapt, stimați respectatori? Înseamnă că ei vor avea dreptul, fără vize, să călătorească implicit în România, nu? Și ne vom putea vizita între noi cu frații de peste Prut, fără să mai avem nevoie de aceste vize nenorocite, ca să nu le spun altfel. Până la urmă, vă dați seama, s-ar putea și granițele dintre noi să dispară ușor, ușor, adică să nu mai existe vămi, să nu mai existe cărți verzi, să nu mai existe taxe de poluare când treci dincolo, când treci încoace și așa mai departe. Nu mai vreau să mai țin sonul cu informații poate care să vă deruteze. Vreau doar să vă spun că este un motiv de bucurie pentru noi toți și să o ținem în acest trend al bucuriei până când se va pune în aplicare această
directivă de liberalizare a vizelor. Până una alta, vă citesc aici acum previziunile primarului Dumitru Pantazi la nivel local, nu? Pentru că este nevoie să vorbim și despre comunitatea noastră locală. Am vorbit suficient de moldoveni de peste Prut, am vorbit suficient despre Biserica Ortodoxă Română la nivelul ei global. Acum să vorbim și despre Pașcani. Previziunile primarului Pantazi sună cam așa. Pașcaniul ar putea rămâne fără serviciile de apă canal din 2014, chiar dacă nu intră în Arsacis. Adică dacă nu va fi preluat de operatorul Apa Vital din Iași. De ce spune lucrul acesta primarul? Pentru că Pașcaniul este în pericol de a nu mai putea folosi rețele de apă și canalizare din anul 2014 dacă nu vor fi făcute investițiile necesare pentru reabilitarea și extinderea lor, mai ales în suburbii. Da, cam asta este avertismentul lansat de domnul primar și de Consiliul Local, pentru că trebuie luată o decizie finală cu privire la acest aspect, la aderarea la Arsaces în zilele următoare. Acest subiect știți bine că este prezent în presă încă de anul trecut, foarte prezent în presă, nu se știe până la urmă ce decizie se va lua, însă cu câteva zile înainte de expirarea termenului de gândire cu privire la predarea serviciilor de apă și canal operatorului Apa Vital, Comisia Specială de Negociere s-a întâlnit din nou pentru a analiza un răspuns primit de la Ministerul Finanțelor. Reprezentanții guvernului au răspuns că împrumutul de 4,2 milioane de euro contractat de Societatea de Apă și Canal din Pașcani pentru reabilitarea aducțiunii de apă și a stației de depurare poate fi preluat de operatorul ieșan dacă acesta va exploata aceste servicii. Cu alte cuvinte, este foarte posibil ca preserva Pașcani să fie preluată de operatorul Apa Vital Iași, întrucât acest împrumut de 4,2 milioane de euro urmează cel mai probabil să fie preluat de societatea din Iași, Apa Vital, și atunci, în aceste condiții, nu, eu vă spuneam că sunt pro aderarea, auziți. Eu sunt pentru această includere a societății de apă și canal din Pașcani Preservapă în Apa Vital, pentru că asta însemna foarte multe investiții care se vor face aici la noi în Pașcani și în suburbii cu bani din fonduri europene. Investiții pe care Pașcani nu le poate suporta, cel puțin în condițiile actuale în care Preservapă are foarte multe datorii, nu mai poate contracta noi împrumuturi prin care să modernizeze rețelele de apă și canal din Pașcani și suburbii. Dar vorbim mai ales de suburbii. Până la urmă nu e atât de mare drama dacă ne gândim. În suburbii, oamenii trăind acolo în mediul rural au de cele mai multe ori fântâni în curte și nu au atât de mare nevoie de apă curentă cum avem nevoie noi, cei din Pașcani, de aici de la oraș. Asta e realitatea, o spunem pe nume. Dar asta nu înseamnă că oamenii aceia, dacă vor să beneficieze de serviciu de apă și canal, de apă curentă în casă, pentru că acum cu condițiile din ce în ce mai confortabile ale mileniului 3, toată lumea vrea apă curentă în casă, fără să mai fie nevoie să iasă iarna afară în ger, să ia apă din fântână, poate chiar să fie înghețată apa în fântână, vrea să aibă baie în casă cu closet și mai departe, nu mai vrea să meargă la WC în curte. Vedeți, sunt foarte multe lucruri care pun foarte punctual problemele oamenilor în mileniu 3, iar una din aceste probleme este într-adevăr baia în casă, este apa curentă să o ai la îndemână în casă, la căldura și confortul căminului tău, mai ales pe timp de iarnă. De fapt, aici e cea mai mare problemă. Pe timp de vară, nu știu dacă mai contează, poți să faci o baie într-o gârlă amărâtă, că tot te simți foarte bine, nu trebuie să faci neapărat baie în cadă sau la duș. Dar, iată, pe timp de iarnă lucrurile nu mai stau chiar atât de simplu. De aceea, cum vă spuneam, și cei din suburbii au nevoie de apă curentă și ei au nevoie de canalizare și așa mai departe. Din ce în ce mai multe persoane își fac vile, își fac case noi, cu veniți din străinătate sau, nu știu, cu banii pe care câștigă în străinătate, extind comunitățile rurale din jurul Pașcanului și atunci vă dați seama că administrația locală este presată cumva de aceste investiții ale oamenilor ca să investească și ea în rețeaua de canalizare și de apă curentă și nepermițându-și acest lucru, vedeți, este nevoită să adere la Arsacis și să fie preluată de operatorul ieșean Apa Vital. O să vedem ce o să se întâmple zilele următoare. Eu, dacă ar fi să pun un pariu, mi-aș parea toți banii. Haide să spunem chiar, dar mi-aș parea cea mai mare parte din bani pe faptul că Pașcaniul și Preservapă va fi inclus în cadrul mecanismului acesta Apa Vital Iași
și că acele investiții de milioane de euro care sunt promise să fie făcute în Pașcani și Suburbii vor fi făcute în anii care urmează, cu toate că, vedeți, Pașcanul putea să obțină mult mai multe fonduri europene și putea fi făcute mult mai multe investiții în Suburbii și în zona aceasta a orașului, dacă Pașcanul ar fi aderat la Arsaces mai de mult, acum câțiva ani. Nu s-a întâmplat acest lucru, măcar acum vom mai putea prinde acest ultim tren, cred eu, care este deja în gară la noi și care ne spune să urcăm în el tocmai pentru a beneficia de cât mai multe investiții din fonduri europene la nivelul comunității noastre. Trec mai departe acum și vă vorbesc despre un candidat la primărie cercetat pentru o țeapă, așa sună un articol pe newspașcani.ro, ar fi fugit din hotel fără să achite nota de plată. Despre ce este vorba? Despre un bărbat de Tătăruș, din Tătăruș, fost candidat la primăria din comună, care ar fi petrecut un weekend gratis la Vatra Dornii, pentru că directorul unui hotel îl acuză pe Vasile Giurgiuveanu că a stat în clădire timp de 2 zile, iar apoi a plecat fără să plătească. Evenimentul s-ar fi petrecut la sfârșitul săptămânii trecute la complexul Bradul Călimani. Acum este și o poză cu consilierul ăsta local, nu vreau să vă mai arăt acum, mai degrabă rog pe colegul meu să pună poza complexului Bradul Călimani de aici din Vatra Dornii. E mai oportun așa, nu vreau neapărat să știți chipul acestui om, poate cine știe din ce motive a plecat el de acolo, poate chiar n-avea bani, poate avea o situație dificilă în familie, poate a uitat să plătească, poate a plătit ulterior, cine știe. Nu vreau să dau cu părerea prea mult. Oricum, articolul spune în felul următor că bărbatul a venit însoțit de încă o persoană și ar fi zis că va achita la plecare deoarece mai așteaptă pe cineva și va mai închiria încă o cameră. Potrivit directorului hotelului, paguba creată este de 620 de lei și în speranța că el își va recupera banii, acest director a precizat că va depune plângere la poliție. N-are decât să depună plângere și mai departe lucrurile vor decurge de la sine, nu potrivit unei anchete pe care poliția o va realiza. De partea cealaltă, bărbatul acuzat a precizat că a plătit cazarea, însă nu a fost mulțumit de condițiile din hotel și a făcut o sesizare la protecția consumatorului. Vedeți? Părerile sunt împărțite aici, nu putem acuza un om, mai ales un om care spune că a plătit cazarea și că, de fapt, patronul e frustrat că el a făcut o sesizare la protecția consumatorului. Cred că în ambele cazuri, adică putem da crezare ambelor părți. Nu știu dacă pot eu da cu părerea acum că acest bărbat este sau nu este un rău platnic sau un om neserios sau că acest director este, de fapt, un nemernic care a vrut să încaseze banii oferind niște condiții mizere. Nu știu. N-am fost la acel hotel Bradu Călimani ca să pot să-mi dau cu părerea, însă dacă o să merg acolo vreodată, o să vă țin la curent. Mai nou, vreau să vă vorbesc despre un consilier din Târgu Frumos declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate. Este vorba despre un consilier local care a fost declarat incompatibil la începutul săptămânii de către Agenția Națională de Integritate, deoarece acest funcționar public ar deține simultan două funcții, una la Consiliul Local și una de conducere la piața din oraș. Vasile Sarafinceanu se numește consilier local din Târgu Frumos, care se află în atenția inspectorilor de integritate. Acum 2 zile, ANI l-a declarat incompatibil. Ei bine, cam asta e știrea. Mai multe nu știu dacă se va poate comenta. Se mai menționează aici în articol că în același raport al Agenției Naționale de Integritate au mai fost declarați incompatibili încă 7 funcționari. Nu ni se spune dacă sunt tot din primăria Târgu Frumos sau din alte primării din județ. Oricum, ideea este că acest Vasile Sarafinceanu este acum declarat incompatibil și mai probabil va trebui să renunțe la una din funcțiile pe care le deține, fie la cea de consilier local, fie la cea de conducere a pieței din oraș. Mai departe, să vorbim despre pregătirile pentru Gala Sportului Pășcănean, care sunt acum în plină desfășurare. Este vorba de a 7-a ediție a galei Sportului Pășcănean, eveniment ce va avea loc la începutul lunii martie, stimați telespectatori, pentru cei dintre dumneavoastră care nu știați. Însă până atunci au fost trimise la cluburile sportive și instituții de învățământ de municipiu înștiințări pentru ca fiecare dintre acestea să stabilească exact sportivii care vor urma să fie premiați în cadrul acestei gale. Da? Adică fiecare instituție își știe de învățământ, își știe învingători, nu își știe campioni. Mai sunt câteva zile până când va avea loc această gala Sportului Pășcănean, iar Comisia de Învățământ și Cultură face pregătiri pentru ca evenimentul să decurgă în cele mai bune condiții. În acest an vor fi premiate 3 categorii, citim aici, sportul școlar cu competiții județene,
zonale, naționale și internaționale, sportul de performanță la aceleași categorii și secțiunea de premii speciale, unde vor primi premii unitatea școlară cu cele mai bune rezultate sportive în anul 2013 și clubul sportiv cu cele mai multe rezultate sportive în anul 2013. Sportivul anului 2013, dar și antrenorul anului 2013. Nu? Tare interesant, abia așteptăm să vedem cine e sportivul anului 2013 și antrenorul anului 2013 și ce alți elevi și ce alte echipe vor fi premiate în cadrul acestei competiții. Se mai menționează aici în articol că la sportul școlar vor fi premiate doar rezultatele obținute de către elevi și în cadrul categoriei sportului de performanță vor fi premiate doar rezultatele obținute de către sportivii și antrenorii la competițiile sportive organizate prin Ministerul Educației, Tineretului și Sportului și prin federațiile sportive de specialitate. Cu alte cuvinte, dacă obții rezultate sportive care nu sunt certificate de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului și de federațiile sportive de specialitate, nu ai nicio șansă să fii declarat sportivul anului sau să primești un premiu la această gală. Adică oricât de bun sportiv ai fi tu, trebuie să fii certificat de minister și de către federațiile sportive de specialitate. O prostie din punctul meu de vedere, pentru că ar trebui într-o societate normală, care funcționează normal, să existe și multe alte organisme, ONG-uri, care să organizeze competiții sportive extrem de serioase, cu sportivi de performanță care să fie, nu știu, în juriu și care să poată, într-adevăr, da niște calificări, niște diplome care să ateste într-adevăr că unii sportivi sunt foarte capabili de performanță, însă dacă aici ne se spune că trebuie să treci doar pe Ministerul Educației și pe Federația Sportive de Specialitate, înseamnă că se limitează doar la acestea. Oricum, în România, cam puține, de prea puține ONG-uri am auzit eu că organizează competiții sportive cu un alt nivel de profesionalism, adică competiții sportive serioase în care sportivii care participă să fie cu adevărat și de valoare. Vorbim acum despre un caz mai puțin frumos, un caz trist. Este vorba despre un bărbat paralizat, lăsat fără pensie și însoțitor. Tot pe newspașcan.ro găsim această știre. Este vorba de un caz disperat al unei familii din suburbia Sodomeni. Statul român consideră că un paralizat se poate întreține singur, așa ne spune, citim aici în articol. O comisie de specialiști a decis să îi anuleze ajutorul social unui tânăr și dreptul de a avea însoțitor plătit pe motiv că poate munci, deși acesta nu se poate ține pe picioare. Este vorba de un tânăr de 30 de ani din municipiul Pașcani, cu handicap de gradul 1, care a fost declarat apt de muncă de o comisie de evaluare, deși acesta are nevoie de ajutor și chiar și pentru a mânca. Asta în timp ce în România au fost depistați sute de români pensionați pe caz de boală, deși nu au probleme de sănătate. Da, știm foarte bine că aceste probleme sunt arhiprezente în ceea ce privește societatea noastră și statul român are foarte multe deficiențe la acest capitol. Însă e cu atât mai trist să știm, nu? Că la începutul anului 2012, aici știm, Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap a dat decizia ca tânărul să se încadreze în gradul de handicap grav și care are nevoie de asistent personal, actul fiind permanent, însă în urmă cu doar câteva zile aceeași comisie a dat o altă decizie, cum că tânărul este apt de muncă și că nu mai are nevoie de însoțitor, nu? E un lucru jenant, cred că în primul rând pentru statul român și în al doilea rând, nu numai că e un lucru jenant pentru statul român, dar este un lucru extrem de grav pentru buna funcționare a familiei acelea de acum înainte. Vă dați seama, probabil acea familie este distrusă de această veste, pentru că dacă acel bărbat de 30 de ani care ar trebui să fie în plină forță să poată munci, nu o poate face, nu poate nici măcar mânca fără ajutorul cuiva, cineva trebuie să stea mereu cu el, deci trebuie să lase treburile casnice și alte treburi ca să fie mereu alături de el. Vă dați seama în ce condiții trăiește acea familie. Cu ajutorul primăriei Pașcani, familia a făcut o contestație, iar drept răspuns trebuie să facă un nou dosar cu analize actualizate pentru o nouă evaluare. Cheltuielile de mii de lei vor fi suportate, bineînțeles, de cine alții decât de membrii familiei respective. Nu? Ca să vedeți în ce situație se ajunge în România să trăiești umilit. După ce că trăiești umilit cu o pensie de însoțitor, nu? Mizer de vreo 8 milioane de lei, cred că e 8-9 milioane de lei, cam atât e o pensie de însoțitor, să nu credeți că e mai mult, ori această pensie prin care ești umilit practic, adică însoțitorul tău are doar 8-9 milioane cât să poată trăi și el acolo, să aibă grijă de tine, să aibă grijă și de el, dar și de tine,
pe lângă acest fapt, ești umilit din nou, din nou, din nou, din nou. Adică e așa ca un fel de cascadă. Ești umilit în cascadă, nu? Pentru că dintr-o dată o comisie de epigoni, ca să le spunem așa, să nu le spun mai urât, să nu folosesc un adjectiv pentru care să ne amendeze cineau, nu? N-aș vrea să fac lucrul acesta. Dar o comisie din aceasta de epigoni hotărăsc dintr-o dată că ce a hotărât o comisie în urmă cu 2 ani nu mai este valabil, dintr-o dată ei sunt iluminați așa de ceea ce se petrece în jurul lor și hotărăsc că acel tânăr de fapt poate munci, deși el nu se poate ridica din pat și nu poate mânca singur, și distruge și mai tare o familie, adică o umilește în cascadă, cum vă spuneam, această familie pentru această contestație fiind nevoită să cheltuiască alte mii de lei, alt stres, altă tensiune, alte frustrări pentru a reface din nou dosarul cu analizele medicale și a încerca să demonstreze că într-adevăr acel tânăr este paralizat complet și nu se poate descurca singur. Momentan ajutorul pe care îl va primi tânărul este de doar 33 de lei pe lună, deși el are nevoie de mâncare, medicamente și de îngrijire medicală. Citim aici. Mă dați seama, ce sumă este aceasta, 33 de lei pe lună, când unui om normal îi trebuie măcar 33 de lei pe zi ca să se hrănească în cele mai bune condiții. Nici nu vreau să mai comentez acest subiect, este cutremurător din punctul meu de vedere, cu adevărat cutremurător. Ce ne-am face noi, societatea aceasta românească? Vedeți că tot la Biserica Ortodoxă ajungem, tot la Biserica Ortodoxă Română, de care vă vorbeam la începutul emisiunii. Ce ne-am face noi fără o instituție precum Biserica Ortodoxă Română, care ajută mai ales oamenii în această situație, nu? Dacă statul român te umilește în modul cel mai profund posibil, cu 33 de lei pe lună, luându-ți pensia de însoțitor când tu nici măcar nu te poți deplasa și nu poți mânca, nu? Te pune să mai cheltuiești alte mii de lei ca să faci o contestație, să faci alt dosar pe care nu ai garanția că ți-l va aproba și s-ar putea să pierzi și acele mii de lei pe care le-ai cheltuit, cine știe, din bani împrumutați sau strânși timp de zeci de ani. Ei bine, ce ne-am face noi fără această instituție la nivel social, Biserica Ortodoxă Română, care sunt ferm convins că în cazul în care această familie ar rămâne fără niciun fel de sprijin din partea statului român decât acești 33 de lei pe care, nu știu, efectiv nici cred că de hârtie igienică nu-i ajunge aceste familii pe timp de o lună, ei bine, fără Biserica Ortodoxă Română, această familie cu adevărat probabil că ar muri de foame la modul pur, adică efectiv subnutrit și tânărul și însoțitorul său, chiar dacă ar locui undeva în zona rurală și până la urmă cred că s-ar stinge încet și sigur datorită depresiei și a malnutriției. Cam așa cred că s-ar ajunge. Dar știm foarte bine că biserica nu-i lasă pe acești oameni și că acolo unde statul te umilește și statul nu este în stare, mai mult nu vrea prin funcționare și prin reaua voință care este la nivel național să ajute oamenii cu adevărat în nevoie, unii oameni, pentru că pe unii îi ajută, nu putem să spunem că nu îi ajută pe toți, dar pe unii oameni pe care în mod intenționat îi distruge prin acest fel, cum se întâmplă cu acest caz al tânărului de 30 de ani din Sodomeni, acolo vine Biserica Ortodoxă Română cu reprezentanții ei din teritoriu, cu preoții din fiecare parohie care încearcă să găsească soluții și găsesc soluții de fiecare dată, vă asigur de lucrul acesta. Soluții mai bune sau mai puțin bune, dar oricum soluții care să aducă pe linia de plutire speranța acelei familii și să le păstreze într-adevăr un oarecare optimism, cum că ziua de mâine nu este chiar atât de neagră pe cum li se pune în față de către o astfel de comisie de epigoni care reprezintă statul român în ceea ce privește asistența socială de la noi din țară. E un lucru despre care v-am spus, nici nu vreau să vă mai vorbesc, v-am vorbit suficient. Să vă dați și dumneavoastră cu părerea dacă citiți articolul pe newspașcani.ro și să suferim împreună alături de acest tânăr dacă este cazul. Să sperăm că nu va fi cazul și că la a doua evaluare a dosarului se va face, nu că dreptate, că nu e dreptate în cazul lui că îi se dă o pensie de însoțitor de 800 de lei, dar că măcar se va face, cum să zic, o minimă justețe în ceea ce privește actul legislativ, adică un om care chiar are nevoie de acești bani să-i primească și să nu mai fie umilit în cascadă, așa cum vedem că se întâmplă în aceste zile cu acest tânăr. Trec mai departe, o factură de la salubritate prea mare pentru primăria Pașcani, așa sună un articol pe newspașcani.ro, factură cu greutate pentru curățirea orașului în prima lună de iarnă grea, pentru dezăpezirea totoarelor, nota de plată s-a ridicat deja la suma de 70.000 de lei, ca să vedeți ce sumă uriașă, fără TVA. Fiți atenți! Viceprimarul Vasile Axinde a precizat că situația din acte nu a coincis cu cea din teren, ca de fiecare dată, nu?
Tot timpul se cheltuie mai mulți bani decât preconizez. Foarte rar se întâmplă ca banii pe care ei preconizat să fie mai, adică să iasă ca ai cheltuit de fapt mai puțin. Unele alei care au fost trecute în raport ca fiind curățate erau de fapt pline de zăpadă, astfel că a decis să reducă suma cu aproape 20.000 de lei. Directorul Societății de Salubritate, Eduard Dumea, nu a vrut să comenteze măsura luată de administrația locală. Viceprimarul Axinte a precizat că în viitor va lua măsuri ca serviciul de gospodărie comunală să preia sarcina de a face curățenie pe trotuarele din oraș. Astfel se vor face economii implicit din TVA, care se plătește, pe care administrația locală îl plătește acum la factura de la Societatea de Salubritate. Ei bine, foarte interesantă și, cum să zic, foarte pragmatică și bună. Nu, această inițiativă a viceprimarului Axinte sperăm să fie pusă și în practică pe viitor și sperăm ca serviciul de gospodărie comunală să preia această sarcină de a face curățenie pe trotuarele din Pașcani, pentru că, într-adevăr, atunci cred că s-ar putea să fie și mai multă eficiență și, într-adevăr, și mai mulți bani, și mai puțini bani cheltuiți din bugetul local și toată lumea să fie mai mulțumită. Aici avem și un cititor care spune, îi adresează o întrebare domnului viceprimar, spune că, sau mai degrabă, nu neapărat o întrebare, dar face un comentariu. Domnule viceprimar, păcat că sunteți viceprimar, dar asta e cu tot o altă problemă. Dacă domnul Dumea nu a vrut să comenteze, voi comenta eu din postura a două calități pe care le am la Societatea de Salubrizare. Ia fiți atent aici. Mințiți cu o mare nesimțire că nu au fost curățate alei sau trotoare. Și în a doua parte, de câte ori ați fost pe teren să vedeți? Semnul întrebare. Asta aș vrea, așa aș vrea să fiu și eu viceprimar, doar cu salariu. Ei bine, acest cititor are dreptul și el la opinie, am ști și opinia dumnealui. Eu cred totuși că acest cititor exagerează, pentru că nu cred că viceprimarul ar fi făcut o astfel de declarație, cum că unele trotuare și unele străzi din oraș nu s-au curățat, dacă într-adevăr nu s-a întâmplat acest lucru. Nu cred că s-ar fi discreditat așa public să facă o afirmație complet nefondată, da? Cine știe? Eu v-am citit exact articolul și comentariul. Dumneavoastră trageți mai bine concluziile, poate dumneavoastră stați pe anumite străzi unde știți că situația este într-un fel sau altul. Să vă vorbesc acum și despre un scandal iscat între două vecini de la un gard, un scandal dintr-un sat în apropierea orașului Hârlău. Două vecini nu se mai înțeleg de la un gard. Na, o știre așa pe care mai degrabă nu v-aș citi-o, dar vă amintesc pe scurt, pentru că na, e o știre care, dragă Doamne, face senzație în zilele acestea. Una dintre vecine vrea să fie un gard din Nuiele, cealaltă vrea să fie un gard din Sârmă. Pe fir au intrat și polițiștii după ce acestea două vecine s-au acuzat reciproc de distrugere. Probabil una face gard din Nuiele, cealaltă distruge, cealaltă face gard din Sârmă, cealaltă taie Sârma cu foarfeca împotriva Sârmii ghimpate. Nu știu. Un caz ăsta penibil, două babe care n-au altceva mai bun de făcut în România anului 2014 decât să se certe de la un amărât de gard. Alte probleme mai grave nu există pentru ele decât acest gard nenorocit. În fine, asta e o știre pe care doar v-am amintit-o, nu mai am chef să mai citesc. Focar de rabie la Sirețel. Asta e o știre pe care aș vrea să pun accent, deși nu prea am foarte multe informații. Informații sunt mai degrabă laconice în ceea ce privește această. Iată, am dat și pe un articol cu Dan Puric, așa, din întâmplare. Vă las știți și pe acela, dar o să vi-l citesc în a doua parte a emisiunii, după ce vă citesc horoscopul. Deocamdată vă vorbesc despre focar de rabie de la Sirețel. Toate persoanele care au intrat în contact cu vaca turbată urmează să se prezinte la spitalul de boli infecțioase pentru a fi vaccinate împotriva rabiei. De fapt, și că ar fi vorba de 7 vaci turbate, nu, care au luat rabie de la animalele sălbatice din pădure. Ce că de asta s-ar fi infectat aceste vaci de rabie, pentru că au intrat în contact cu animale sălbatice din pădure. O știre laconică pe newspașcani.ro, am intrat pe newspașcani.com, știrea este la fel de laconică, măcar acolo ni se spune că e vorba de 7 vaci. Dar, după care știm că știrea este preluată de pe BZI. Aici nu, pe newspașcani.ro nu ni se spune lucrul acesta, e o știre proprie. Pe newspașcani.com ni se spune că știrea e preluată de pe BZI. Bună ziua, Iași! Toate știrile sunt laconice, nu putem să ne dăm cu părerea decât în măsura în care știm că sunt 7 vaci, dacă sunt 7 vaci care au luat rabie de la animalele sălbatice din pădure. Aici, în acest articol de pe newspașcani.ro, ni se spune că vinovate de rabie, în acest caz, sunt vulpile. Acum, e foarte interesant, nu? Cum au contractat aceste vaci rabie?
au venit vulpile din pădure și au început să muște vacile, adică dintr-o dată vulpile s-au dat la mâncat vaci, nu le mai ajung găinile sau nu mai sunt în stare să prindă găini prin cotețe și au început să atace vacile. E foarte, foarte ciudată această știre, cum că vacile au contractat rabia de la animalele sălbatice din pădure. Adică, nu știu, vaca ar avea, avem prădător aici în pădurile de la Sirețel, nu știu, avem tigri, avem lei, avem, nu știu ce fel de alte animale sălbatice, pume, care să atace vacile. Nu, în niciun caz nu avem, iar vulpile, haideți să fim serioși, ar trebui să se adune vreo 20 de vulpi ca să putem să ne imaginăm un scenariu când că 20 de vulpi atacă o vacă și o reușesc să o omoare și să o mănânce ulterior. Nu e vorba despre atacată vacă, cu siguranță, și nici de o mâncată vacă în ceea ce privește vulpile, decât poate că s-a întâmplat așa, o vacă mâncată din întâmplare pe undeva pe acolo, în zona unei, în apropierea unei păduri și a fost mușcată de o vulpe, după care alte vaci au fi contractat această rabie, dar nu știu cum, adică s-au mușcat vacile între ele, pentru că din câte știu rabia nu se ia decât prin mușcătură directă, nu poți să contractezi rabia așa, să iei rabie doar uitându-te la o vacă sau uitându-te la un câine, trebuie să fii mușcat de câinele ăla, nu? Vacile trebuie să se muște între ele ca să ia rabie. Nu știu dacă rabia se poate, cum să zic, te poți molipsi de rabie bând laptele vacii respective. Mă cam îndoiesc, nu ne scrie nimic în articol despre acest lucru, nu sunt specialist în domeniu ca să-mi dau cu părerea, însă o știre foarte, foarte interesantă, dar în același timp foarte ciudată, nu? Pentru că nu știm ce-s cu rabiile acestea, dar cel puțin ce-s cu aceste vaci și cu rabia aceasta, dar deocamdată ceea ce mai știm aici în articol este că în zonă s-au luat măsuri pentru decontaminare. Nu ni se spune cine au luat măsurile acestea, inspectorii DSV sau alții, probabil, dar au fost luate măsuri pentru decontaminare. Ar trebui să-i credem pe cuvânt pe jurnaliștii care au scris acest articol. Și să vă spun că prima parte a emisiunii s-a cam încheiat, stimați spectatori. Urmează câteva minute de publicitate, după care revin cu horoscopul și cu știrea aceea despre Dan Puric, pe care poate că deja o așteptați cu toții. Cosarom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi.
Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Tricouri Grecia pentru copii 8-16 ani, diverse modele, la super prețul de 10 lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Florimer, aproape de casă. Autotranscom, cel mai nou serviciu auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Mecanică, geometrie roți 3D, îndreptat jante, verificare amortizoare, diagnoză autocomputerizată. Inspecție tehnică periodică pentru turisme și camioane. Reparații camioane. Vulcanizare turisme, camioane și utilaje agricole. Magazinul de piese auto și scule mecanice vă stă la dispoziție cu o gamă diversificată de componente. Am înființat pentru confortul șoferilor depozit zonal de anvelope pentru turisme și camioane. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Bine ați revenit alături de mine, stimați telespectatori, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Pixel Albastru. Vă promit să închei emisiunea aceasta în mod ciclic, adică dacă am început cu Biserica Ortodoxă Română, să termin tot așa, într-o manieră creștin-ortodoxă, într-o manieră a spiritului, pentru că vă voi citi un articol în care este prezent, sunt prezente gândurile marelui nostru actor și deja filozof, îi putem spune, Dan Puric. Cu siguranță ați auzit de el. Până una alta o să încerc să vă citesc horoscopul cât mai pe scurt posibil. Am și ales un horoscop de pe life.hotnews.ro, un horoscop mai mult schematic,
care începe cam așa. Berbec, ar trebui să luați în seamă avertismentele partenerului de cuplu și să fiți mai atent cum circulați, mai ales dacă plecați la drum cu autoturismul propriu. Taur, șansele sentimentale excepționale sunt în pericol din cauza unei femei care acționează agresiv. Câștigurile sociale nu sunt afectate, ba chiar continuă să se multiplice. Gemeni, creativitate la cote înalte nu se poate manifesta pentru că vin musafiri neinvitați ce uită să mai plece de la dumneavoastră. Partenerul de cuplu vă ajută, dar consideră că nu-i dați suficientă atenție. Rac, vă bazați și astăzi pe colegi pentru a vă scoate din încurcături. Aventurile sentimentale de la serviciu vă pot da viața peste cap, mai ales dacă ați rămas iarăși fără bani. Leu, nu știți ce atitudine să luați cu privire la propunerile ce vi se fac pentru plecările locale și externe. Seara descoperiți că rudele au devenit mai prospere decât dumneavoastră. Și ce dacă? Fecioară, primiți bani restanți, ori vi se returnează niște împrumuturi, însă imediat apare și o pagubă care vă încurcă planurile. Apar conflictele cu o femeie care se află încă în străinătate. Balanță, partenerul de cuplu devine suspicios din cauza atenției exagerate pe care o dați colegilor de la serviciu, șefilor și unor rude apropiate. Depășiți situația cu optimism. Scorpion, cu toate că aveți foarte mult de lucru și v-ați implicat în foarte multe activități promițătoare pentru moment, nu înregistrați decât distrugeri și promisiuni. Seara, familia vă ajută din plin. Săgetător, relațiile cu partenerul de cuplu devin din ce în ce mai tensionate și ajungeți la concluzia că rudele și prietenii au avut pe deplin dreptate. Seara, aveți noi parteneri de distracție. Capricorn, situația financiară se îmbunătățește simțitor și vă veți putea permite să primiți mai mulți oaspeți în vizită. Din păcate, comunicarea cu prietenii este afectată de sentimente mai vechi. Vărsător, toate ideile dumneavoastră financiare se dovedesc acum dezastroase. Sunteți salvat de resursele reprezentate de gratificațiile de la serviciu. Seara, partenerul de viață este foarte cheltuitor și imprevizibil, ceea ce vă pune pe gânduri. Pești, senzual și mai energic, ori mai irascibil decât de obicei, nu aveți răbdare să-i mulțumiți pe cei din jur, care vă dau vești bune, vești asupra unor câștiguri suplimentare pe care le veți înregistra. Seara, sunteți de o originalitate surprinzătoare. Cam atât pentru horoscopul zilei de astăzi, stimați respectatori. Vă promisesem o știre care l-are ca protagonist pe Dan Puric. Pe jurnalul.ro ni se citează așa niște gânduri ale acestui arhicunoscut Puric. În titlu sună cam așa: m-am născut într-un ghetou comunist și am intrat într-o junglă securistă. Este de fapt o, să spunem așa, apologie, e mult spus. Este de fapt o intervenție pe care, haideți să vi-l pun pe Puric aici în imagine, să nu vă pun textul. Rog pe colegul meu să lase puțin imaginea. Acest Dan Puric, mare artist al României actuale, este și un creștin ortodox autentic, cel puțin așa se declară și nu avem niciun motiv pentru care să credem că nu este așa, întrucât l-am văzut în foarte multe ipostaze, enunțând clar și tare că el crede în Dumnezeu și că se consideră un creștin ortodox autentic și un creștin ortodox care, în primul rând, promovează de fiecare dată când este la televizor valorile creștine autentice, îl preaslăvește pe Dumnezeu ori de câte ori are ocazia, își face cruce când intră pe scenă. Na, și eu îmi fac cruce când intru în redacție și începe emisiunea, chiar dacă nu mi-o pregătez înainte de cele mai multe ori. Ideea este că acest om, Dan Puric, reușește să fie un lider de opinie în ceea ce privește tinerii din țara aceasta și nu numai tinerii, chiar și oamenii de vârsta a doua au început foarte mult să asculte părerile lui. El a început să devină un fel de instanță morală, un fel de voce a unui posibil model pe care România nu l-a avut până acum, sau l-a avut, dar nu mai are, l-a pierdut. El a început să devină glasul tuturor modelelor, cred eu, pe care România ar trebui să le aibă și nu le are. Ori avem un Puric și cu el ne mândrim, iar acest Puric, ca să nu mai lungesc prea mult vorba, spune cam așa într-un articol publicat pe jurnalul.ro. Dacă stau să mă uit în spate, m-am născut într-un ghetou comunist și am intrat într-o junglă securistă condusă de mafioții ăștia care au deprimat România, plus mizerile alea de dincolo care ne-au vândut pe mâna rușilor și care în continuare ne fac colonii. România este o țară sfâșiată și trăiesc cu tristețe lucrul acesta, dar în același timp am nădejdea că poporul acesta începe să se dezmedicească și simt că undeva în interiorul lui are sufletul atât de puternic și nu se va lăsa doborât. Dar în același timp mă doare faptul că România a ajuns o pradă. România nu este o țară liberă. Într-un fel îi privesc cu milă pe toți aceia care o conduc,
Și pentru că ei vor fi niște găuri negre în istoria noastră, sunt torționarii civili a acest biet popor român, a acestui biet popor român. Nu am cum să nu cred în Dumnezeu, spune ferm și tare Dan Puric. Sigur că în fiecare zi, dacă ai suflet, ești desigurat de ceea ce se întâmplă în România și în lume. Nu este o lume fericită. Însă este clar că dacă n-ar exista această forță tainică, adică Dumnezeu, omul s-ar sinucide. Pentru mine, poporul român, nu populația, rămâne un popor sfânt, cu un trecut de o mare demnitate martirică și în fața căruia mă închin, spune el. Sunt mândru că sunt român. Am demnitatea legitimă de a fi dintr-un neam care a dat un șir întreg de martiri, 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 semne exclamării. Iar cuvintele acestea ne le-a lăsat nouă moștenire domnul nostru Mihai Eminescu. Așadar, stimați spectatori, nu știu dacă mai sunt prea multe de adăugat la aceste gânduri sublime, cred eu, extrem de frumoase ale lui Dan Puric. Sper ca și dumneavoastră să vă fi iluminat această seară aceste gânduri pe care Dan Puric vi le transmite. Eu v-am citit doar o parte din ele, nici măcar un sfert, articole destul de consistent. Vă sugerez să intrați pe jurnalul.ro, să le citiți acolo în totalitate. Până una alta, să aveți o seară cât mai frumoasă, să nu uitați că sunteți români și că sunteți români creștini ortodoxi, mai ales, și să nu uitați până la urmă, nu, că și mâine seară de la ore 20:40 mai urmează o emisiune Pixel Albastru, să fiți pe fază și mâine și până una alta, cum vă spuneam, să aveți o seară cât mai plăcută. Nu uitați că urmează știrile Infobit. La revedere!